Acum că avem toate părțile componente ale jucăriei noastre, vom începe prin a broda botișorul și vom face în felul următor. Cu un fir de macrame de culoare neagră, l-am pus dublu, voi face năsucul ursulețului, pentru că acesta este un ursuleț. Cred că v-ați dat seama, după urechiușele pe care le-am făcut, că este vorba despre un ursuleț. Pentru mine este mai ușor să-l brodez așa separat și după aceea să-l montez, după aceea să-l cos. După cum v-am spus și altă dată, încă trebuie să mă specializez în a face aceste broderii. Așa. Deci acum mi-am făcut năsucul. Cred că ați văzut. Iar acum voi face o mică guriță. Așa un mic surâs. Sper să nu iasă frumos. Acesta va fi boticul ursulețului nostru. Îl închide aici pe spate. Și voi scurta firul. Acum de firul negru nu vom mai avea nevoie. Îl pun pe o parte. Și voi fixa botișorul ursulețului. Vom pune aici și îl vom coase. Dacă eu fac ceva greșit, rog doamne de care sunt mult mai specialiste decât mine să mă critic.
învețe, să mă învețe, pentru că eu sunt dispusă oricând să învăț, e și firul din ac. Am reușit să pun din nou. Acum voi ascunde firul. Și îl voi scurta. Acesta este vârtișorul. Așa. Acum voi pune urechiușele. Prima urechiușă deja am cusut-o, acum o voi coase pe cea de-a doua. Am cusut și urechiușele. Acum voi ascunde firul.
Sper mult să vă placă ceea ce realizez. Ascunde firul. Mă voi întoarce aici, la prima urechiușă, unde voi face o nouă cusătură, pentru că am observat că este un mic gol și vreau să-l acopăr, nu vreau să rămână urât, să se vadă urât. Așa, am felul acesta. Că le-am aranjat, iar acum se ascunde firul aici în spate. Acum urmează să cos mânuțele. Am cusut deja prima mânuță, acum urmează să o cos pe cea de-a doua și din nou o voi atașa, folosind firul cu coață. Coace mânuța. Acesta este și el un pic cam greu de manevrat, pentru că nu este foarte ascuțit, dar oricum nu trebuie să găsesc nicio scuză în caz că ceva nu iese cum trebuie, nu este decât vina mea dacă greșesc ceva. Vinovat dacă ceva este greșit, ci doar eu. Îmi asum și criticile, să știți. Pentru că, așa cum spuneam, întotdeauna avem de învățat. Nimeni nu se naște învățat. Și de aceea spun că este constructiv să primim și critici, dacă este nevoie. Așa, acum voi ascunde firul. Și nu ne rămâne decât să atașăm picioruțele și ochișorii. Iar apoi vom vedea ce vom mai face, astfel încât ursulețul nostru să aibă un aspect foarte plăcut. Până acum este acesta.
Sper să vă placă. Voi pune piciorușele acum. După cum ați văzut, am aplicat toate părțile componente ale ursulețului, am aplicat ochișorii, am făcut și o fondiță și în sfârșit am obținut această mică jucărie. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat. Așa cum vă spuneam, dacă aveți nelămuriri, vă rog foarte mult să mă contactați. Știu că fac și anumite erori, anumite greșeli, pentru că este uman să greșești. Este foarte târziu, ora înaintată în noapte. Sunt Tatiana Andrieș. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog foarte mult să dați like lucrărilor mele, să dați comentarii, să mă criticați unde este nevoie. Vă rog, dacă de întâmplare vedeți aceste tutoriale și nu sunteți încă înscrise pe canalul de YouTube, vă rog foarte mult să vă înscrieți. În felul acesta mă puteți ajuta să merg înainte cu canalul de YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă urez noapte bună sau bună dimineață, pentru că am început să lucrez vineri seara și termin sâmbătă dimineața la ore foarte mici. De aceea vă spun bună seara, noapte bună și bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. La revedere!